1 decembrie, semnificații istorice. Ziua de 1 decembrie este o poveste mai veche, chiar dacă, pentru noi, de doar 30 de ani reprezintă ziua națională. De peste 100 de ani este o festivitate care, în fiecare an, înseamnă foarte mult pentru România Mare de după 1918, deși ziua națională era cu totul alta. Era sărbătorită pe 10 mai și era dedicată regelui. Marea Unire de la 1 decembrie 1918 reprezintă Ziua Națională a României, celebrată anual ca zi națională din 1990. Sărbătoarea aniversează Marea Adunare Națională de la Alba Iulia și unirea provinciilor Basarabia, Bucovina, Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș cu Regatul României. La 1 decembrie, Marea Adunare de la Alba Iulia a adoptat rezoluția care atestă unirea tuturor românilor din provinciile istorice românești cu România formată până la acea dată doar din țara românească și Moldova. Întâmplări istorice. Ziua Națională a României este o zi cu semnificație profundă care insuflă patriotismul în sufletele tuturor românilor. În data de 1 decembrie 1918 a avut loc Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, unde au participat 100.000 de români din toate părțile țării, hotărând astfel unirea românilor din Transilvania cu cei din România. Acest moment unic a fost dorit cu ardoare de români timp de mai multe veacuri, iar concretizarea sa a fost simțită ca un vis împlinit. Figurile emblematice care au contribuit la realizarea Marii Uniri au fost Ferdinand I, Alexandru Ioan Cuza, Ion Brătianu și Carol I. Vestea tricolorului românesc. Când Tudor Vladimirescu, marele nostru revoluționar de la 1821, a ridicat țara, chemându-o la luptă împotriva exploatării boierești dinăuntru și a vrăjmașilor din afară, dintr-unul din satele oltenești de la munte, a pornit pentru a se rola în oastea pandurilor și un gospodar cu numele Dragomir, tata a trei fetițe, una mai steață ca alta. Înainte ca Dragomir să plece la luptă, cele trei fiice au dăruit omului câte o batistă lucrată chiar de ele ca să-i poarte noroc. Fata cea mare i-a cusut una albastră, la fel ca ochii ei. Cea mijlocie una galbenă, ca pletele sale, iar mezina, Ileana, i-a dăruit o batistă albă, căci nu a mai avut timp să o obsească, precum surorile sale. Dragomir a pus cele două batiste colorate în câte un buzunar al mantalei, iar pe cea albă, curată ca sufletul Ilenuței, a ascuns-o în buzunarul de la piept al vestonului. Plecat la oaste, bărbatul s-a luptat ca un leu, însă un glonț i-a străpuns inima și a căzut secerat. Înainte de a-l îngropa după datină, camarazii săi de luptă i-au cercetat buzunarele și au descoperit că nu avea nimic altceva decât cele două băsmăluțe date de fetele mai mari, iar în cel de la piept, orta ce au dat peste batistuța Elenei. Aceasta nu mai era albă ca la început, ci roșie ca focul, pătrunsă de sângele tatălui ei. Soldații au luat cele trei bucăți colorate, care acum erau una roșie, una galbenă și a treia albastră, le-au legat între ele și le-au prins în vârful unei ramuri rupte dintr-un stejar. Cu acest simbol în frunte, au luptat mai departe. Vestea tricolorului românesc. Mândră este țara mea și frumoasă ca o stea, are hol de aurii, grâu de pâine în câmpii, dealuri line și bogate, brâu de râuri minunate, munți emeți, codre adânci, oameni drepți ca niște stânci. Mândră este țara mea și frumoasă ca o stea, pe oriunde ai umbla, alta nu găsești ca ea.